Salut și bine am găsit la un nou episod din The Forest Multiplayer, aici cu pisica mea Miau. Bună! Și suntem în cave-uri, am revenit aici pentru că aici am salvat ultima dată. Dar nu știu exact pe unde trebuie să mergem să ajungem în acea groapă. Stai două secunde, sunt gata, mi-a revenit. Că în momentul în care dau alt tab, știi, să verific OBS-ul, când intru înapoi, mi se mișcă așa. Știu, așa face The Forest. Dar acum și-a revenit. Așa, și să vedem dacă s-au respawnat cumva... Monstruleții! Da! Hopa, hopa! Mi-e un pic frică că nici nu mai am clot pe aici. Știi, asta-i faza. Pe unde trebuie să luăm? Bănuiesc că în jos. Pe aici. Ok, că nu văd. Bricheta asta... Da, știi ce e ciudat? Eu țin o dinamită în mână. Știi ce e ciudat în The Forest? Bricheta este nelimitată. Deci... dar las că e bine totuși, dacă ar fi limitată... Ai gaz pentru... Uite că am și lanterna, așa cum vedem mai bine. Poți să spui și tu lanterna dacă vrei? Da, la lanternă, ca să zic așa. La lanternă? La lanternă se duce bateria. Aoleu, uite-i. Uite-i pe aia jos acolo. Care? Mă, știi care face? Hai, bag o dinamită la Da, eu nu mai țin minte... Ia uite-i. Eu nu mai țin minte pe unde mergeam. Adică pe unde trebuia să mergem. Vezi că simt lanterna, vezi? Îi văd, dar nu știu. Pe acolo pe jos erau chestiile alea care nu se stricau? Cred că da. Că dacă mergeam tot înainte pe aici, parcă era... Pe aici. Parcă era ieșirea de tot. Da. Să ții și tu lanterna aia. Bă, eu o țin, dar câtă lumină face lanterna asta a mea? La mine cred că s-a dus bateria, pentru că este așa se pune o baterie. I-am pus. Faza că nu prea mai avem resurse, mă gândesc că ar trebui să ne întoarcem în bază, dar... Să ne întoarcem în bază. Când suntem atât de aproape, ia uite. Păi da, dar nu mai am cu ce să-i omor. Ia, dă măi că m-am enervat eu. Trebuie să spui clot dacă e... Bagă L. Da, dar nu-i vezi. Ei, lasă că eu-s pisică, văd în întuneric. Ia dă-te așa. Îi vezi dacă ții lanternă? Aha, ia uite-l. În cațeaș, am dat aici. Oh my god. Lasă că mi-e bine. Ai luat foc? Da, am luat foc pentru că nu cum m-am asigurat că era ăla. Stai așa, ia. Stai că-l văd pe ăla. Hop, ia băieți, ia. Plăsc. Au murit. Doi din ei sunt morți, a mai rămas unul. Doar că crezi tu, se mai ridică de vreo 10 ori. Nu cred. Stai așa că mi-au flare gun-ul, că am flare-uri și mă duc la el. Hai și eu. Nu uitați, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like. Știu că de câteva episoade suntem în cave-uri, dar suntem în explorare. O să mergem și la construit în curând. Da, abia aștept să construiesc. Oh my god. I-am dat foc. Mi-e frică să-mi bag picioarele, că era fix lângă mine ăsta. I-am dat foc. Nu-i problemă, i-am dat foc. Vă chinuiți, a? Ia uite, ce râde! Bă! Hai, lasă-l, dă-l încolo și hai să mergem. Stai să-mi iau... Uite că vine înapoi, what the fuck? Ajută-mă că sunt... Păi ți-am zis eu că-l simt. Gata, i-am dat foc din nou, hai să mergem. Stai să iau niște bețe. Că... Nu niște bețe, că na. Mă întreb dacă mergem în direcția cea bună, dar cred că în altă parte nu văd unde am putea să mergem. Stai așa două secunde să-mi iau un ce? O brichetă. Și era o de-aia de lemn și de nu mergea să o dai tu, să o găurești. Stai că eu colectez lemnul, că dacă se face foame, hai mă aprinde-l. Mănânci lemn. Nu mănânc lemn, fac un foc. Știi? Băi, stai să vedem pe unde... Unde ești? Sunt canibale. Eu sunt mai în față. What the fuck? Ai trecut pe lângă niște valize? Da. Mergi tot înainte. Faza e că nu-mi dau seama dacă sunt canibale acolo sau nu. Da, îi văd. Pe bune? Da. Mă, dar noi nu aici trebuia să fim. Aici trebuia să fim? Nu. Nu cred. Hai să ne întoarcem, ia vină încoace. Da, hai repede, că vin ăștia. Vin. Hai să ne urcăm înapoi. Hai să ne urcăm și să ne mai uităm o dată. Abacea.
Nu cred că pe aici era. Nu cred, pentru că noi n-am mai ajuns aici odată. Undeva spre ieșire trebuia să fie chestia aia. Aici nu e, că sunt numai chestii. Nu știu ce, caracterul meu ocazional, uite, de exemplu, acum el nu vrea să fugă, dar deloc. Deși ia energie, nu? Da, uite, aici fuge. Sunt unele zone care nu poate să fugă deloc. Din cauza pietrelor astea, probabil, pietre, bine, astea nu sunt pietre. Nu știu care-i faza, dar... Probabil din cauza că poate să aluneci din cauza umezelii de aici și de asta nu vrea să... A fost băgat un nou patch în The Forest. Poți să îți faci toate animalele, să le iei capul și să-l pui așa pe perete. Știi cum se fac trofeile alea? Știu. Așa, poți să faci chestia asta. Acum e o rachetă de tenis, poți să o iei să te bazi cu ea, probabil tot de prin valize de pe undeva. Și sunt mai multe chestii lângă adăugate. Mine? Da, dar încerc să trec. Nici eu nu reușesc cu așa. Ai reușit? Da, am reușit. Dar o să ne uităm la astea după ce terminăm cu cave-urile. Și a băgat și un cave map, dar momentan nu avem acces la el. Cave map-ul e practic o hartă a tuturor cave-urilor și te ajută să navighezi cave-urile mai ușor. Nu, vezi, uite aici e ieșirea. Deci aici pur și simplu ieși la suprafață. Da, stai să mai facem noi odată. Deci cum am putea să facem să ajungem tot în zona aia? Din cauza că e și foarte întuneric și ne-am ieșit și din mână, atunci știam cam pe unde sunt toate... Ia, vină încoace. Hop. Cred că pe acolo trebuie să coborâm la canibalii aia, dar cu cine batem? Tu mai ai clot? Mai am clot. Mai am 39 clot, îmi pare. Doar tu poți să te bazi cu ei, pentru că eu nu pot. Na, eu n-am clotul suficient. N-am clotul deloc. Ba da, am 4. Ok, nu știu de unde l-am luat. E probabil că nu ți-a salvat atunci când l-ai consumat. Ba, nu, cred că l-am luat pe jos, acum. Când am pornit episodul, nu țin minte să le fi avut, dar ok. Am ceva clot, asta e important. Hai să vedem, deci aici când am aici am salvat noi jocul, jos acolo. Ia vină pe aici. În afară de asta... Merge pe aici? Hai. Să merge? Da, trebuie să ți-ai apăsat control. Așa. Dar nu-i prima dată când mergem pe aici. Da, știu. De ce ești așa surprinsă? Ei, sunt și eu surprinsă. Unele zone trebuie să mai ții apăsat control ca să se meargă. Și aici nu-i nimic, ok? Hai să coborăm jos și să ne uităm cu atenție. Era undeva pe parte, deci noi când mergeam tot înainte, era pe partea dreaptă o grămadă de chestii de alea cu care mergeau distruse. La mine nu mergea să le distrug, dar la tine da. Băi, și nu mai știu unde. Dai. Uite, am văzut, gata. Unde? Mergi înainte. Uite aici. Bă, dar sunt ascunse. Hai, stai să văd dacă merge la mine. Nu, la mine nu merge, doar tu poți să le distrugi. Dar nu înțeleg, deci la tine... Hai să bag un clot pe toporul ăsta. La tine merge să le distrugi, la mine nu. Ce logică e asta, nu știu. Trebuia să ne uităm noi din prima, mai cu atenție. Ole, și te-am căzut acolo cumva. Ești bine? Sunt bine, dar... Hai să-i distrug măcar bebelușii. Am distrus toți bebelușii. Ăla văd că încă stă liniștit acolo. O să mă duc la el cu toporul. Stai acolo puțin. Ok, ai grijă. Bun. Oh my god. L-auzi ce urât face? Da. E mort. Mie nu mi se... Bune? Da. Mie nu mi s-auzea ieri sunetul. Holy fuck. Cum oribil a făcut ăsta acum. Am băut alcoolul ăla. What the fuck? Am vrut să-l pun să-l fac crafting. Oh my god. Grijă. Stai calm. Avem valize. Văd, ok. Vezi, poate găsești ceva bun. Fuck. Ma, dar știi că e închisă zona asta, oare? Dacă e închisă, trebuie să mergem în partea cealaltă, să știi. Pare a fi o zonă închisă, unde e doar ăsta. Vrei să facem ceva de mâncare acum? Ai bețe? Avem bețe peste tot pe aici. Bagă un de la de... Hai să bag un blueprint. Așa. Fire. Fac unul mic, că n-avem nevoie de... Nu, unul simplu, nu de la cu pietre.
că n-avem de unde lua pietre. Hai că pun și eu ceva. Luăm o bucățică de cărniță, că... Eu mai am două snack-uri, le-am găsit pe jos, dar... Foarte bine. Ma, e ceva pe aici și nu văd eu vreo cale de acces, că bănesc că nu. Aici nu? Și dacă nu, trebuie să mergem la canibalii ăia. La canibalii ăia, dar ca să ajungem la toate zonele alea de acces, că știi că erau foarte multe zone de acces. Știu. Acolo. Și trebuie să ajungem acolo cumva. N-are nimic, măcar ne facem o cărniță ceva. Oricum, am mâncat, ia și mănâncă. Bețele astea sunt importante. Am mâncat, sunt full acum. Ok, mă bucur. Hai să mergem. Dacă mai ai nevoie să facem de la de salvat... Am două snack... Am bețe. Să avem, da. Am bețe și eu, poți să ai și tu bețe, pentru că sunt pe jos pe aici. Știu, le-am luat. Sunt puse intenționat. Crezi? Păi, normal că sunt puse intenționat, că nu poți să faci. Să ne facem shelter pe aici? Ce? Să ne facem shelter, da. Da, da, ca să salvezi. Oricum, sunt foarte mari cave-urile astea și e normal să te pierzi prin ele. Dar cred că acum ideea va fi să coborâm. Stai, totuși, o secundă. Să mă uit cu lanterna. Uită-te atentă. Nu, singura modalitate e să te urci. Ok. De aici, bă, stai puțin, de aici am venit sau nu? Ba, cred că de aici am venit, noi trebuie să coborâm. Trebuie să cobori, dar pe partea... Crezi tu? Mai. Mă duc eu, rămâi tu jos acolo, nu, pe aici am venit, pe aici am venit. Zis. Descoborăm, da. Am văzut chestia aia, podul ăla, știi? Trebuie să cobor constant, asta e faza acum. Da. Așa. Am mai găsit clot? Asta e gaura aia în care am intrat acum și... Uite pe aici. Am pur și simplu trebuie să coborăm. Aici nu o să fie nimic jos. E sigur? Și pe aia mai cobor o dată, da. Așa era, parcă. Bun. Lemne o grămadă pe jos, uite niște valize. Să mai deschid ceva. Ele tu, că poate găsești. Da, dar ai nevoie și tu de snack-uri, ia vezi dacă am găsești. Am un snack, uite un alcool, am găsit acum. Ok. Hai, mergi tu înainte că tu știi drumul. Da, și să mă uit atent de tot. Aha, vezi și uite acolo sunt canibali, înțelegi? Asta e faza. Dar nu mai am găsit 5 clot, asta e bine. Cred că o să mă duc să mă bat cu ei. Stai, vin și eu, păi cum așa? Oh, fuck, e alertat. Eu? Da, tu. Du-te-mă! A murit. What the fuck? De ce? E alertat, da. Poți să-mi dai revive? Dacă nu mor și eu acum. Am murit. Ești mort? Da. Ți-am dat acum. Bravo, am murit. Deci acum, erau toți pe mine, dai seama, nu? Și mor și eu. Am murit. Ok. E clară treaba că trebuie să ne pregătim mult mai bine înainte să mergem acolo. Da. Oricum, tot ce avem în bază și astea le avem, știi? Adică n-am pierdut nimic din bază, știi? Da. Dar acum hai să ne pregătim super bine. Deci asta vom face, da? Da, te pregătești super bine, dar tot ce trebuie să faci e să ții înapoi topoare, chestii... Nu neapărat, că până la urmă nu te ajută cu nimic atât de mult acele topoare. Doar toporul ăla negru îți trebuie. Că ăla e mai rapid decât ăla celălalt. E la baza canibalilor. Ăla e în baza aia mare a canibalilor. Dar n-ai ce să faci, până la urmă era clar că o să murim pentru că nu eram foarte bine pregătiți. Dar ne vom pregăti și o să mai mergem. Oricum am mers câteva episoade prin cave-urile alea. Da. Dar o să mergem, ne pregătim și după aia mai intrăm din nou în cave-uri. Hai, chili. Acum hai să vedem pe unde e... Deci mie mi-arată acum unde am murit. Și mie mi-arată unde am murit. Dar n-are rost. Mă duc acolo, dispare corpul meu. Momentan n-are rost să ajungem acolo. Trebuie să mergem în cave-ul canibalilor. Cave-ul? Baza. Dar care era? Cred că e faza că nici... Crezi că aia cu roșu e? Da. Să fim noi oare așa de aproape de baza lor? Dar merge și ne încercăm norocul, nu?
No, aici e un cave. E pur și simplu un cave aici. Am văzut, mergem la albastru. La alb n-avem ce căuta pentru că la alb este... E locul ăla unde e cave-ul da, ăla. Alb și alb sunt alea mari de duc în groapă. Asta e faza cu canibalii ăștia. I-au făcut așa de greu, așa de brăi în ultimul update. Sau în penultimul update, da. Încât e aproape imposibil. Deci îți dă două bucăți și gata, te-a dat pe jos. E super enervant. E... Nu știu, habar n-am de ce i-au făcut așa de răi. Au schimbat practic sistemul, știi ce au făcut? Mm. E o chestie de genul, dacă joci de, să zicem, 20 de zile in-game time, adică timp de joc din joc, da. Vei avea mult mai mulți canibali decât un tip care joacă de 2 zile de joc. Înțelegi? Da. Și cu cât joci de mai mult timp, cu atât ai canibalii mult mai puternici și mult mai răi. Movira. Și noi dacă jucăm de atâta timp, e clar că o să avem canibali foarte răi în joc. Da, da, sunt enervanți, jur. Sunt foarte enervanți. Da, nu-i problema, nu-i ca și cum pornești de la zero, pentru că practic bazele și tot ce avem în bază e salvat, știi? E aici o bază mică, pe care am dat de întâmplător. De exemplu, în single player, dacă te joci, mori, ei, ai murit permanent, știi? În multiplayer, dacă joci, îți rămâne totul, doar că te respawnezi. Vezi că sunt canibali în zonă. What the fuck? Du-te, mă, cu canibalii tăi. Câine! Ia uite-l, mă! Vezi să nu mori. Vreau să nu fac asta. Îți dai seama că nu fac intenționat. Stai așa. Okay. Dacă e, dă-ți o pastilă ceva. Nu, că am viață, am viață. Nu m-au atins. Mă, știi care-i faza? I-am dat focul ăla și ăla a plecat. Adică nici n-a murit măcar. Hai să... mergem la albastru. Albastru unde? În jos. Ai grijă să nu-ți rupi picioarele pe aici. Știi care-i faza? Baza canibalilor aia la altă e lângă două căsuțe. Deci noi avem două căsuțe în partea aia. Care... Da, da, da. Deci în partea... A... În partea aia albastru, la albastru e. Ești bine? Da, unde ești tu? Aici. Deci acolo e muntele. Probabil, da. Și tot înainte, nu la albastru, dar la galben și albastru din față, acolo trebuie să ajungem noi. Dar tu vezi că aici sunt niște cutii, asta e să le distrugem. Distrugele, poate luăm... A, aici e katana. Aici e katana, o, oh, superb! Ce faci tu aici? A dispărut. Deci am luat și katana, practic cele mai importante iteme din joc le luăm foarte ușor. Ia am reușit am deja katana, să ajungem. Am luat katana, frate. E mă. Perfect. Avem și clot aici, să îți mai iei clotul ăsta de aici dacă e. Aici e un cave, uite aici niște chestii. Nu. Totuși e surprinzător. Unde ai găsit cutiile? Unde ai deschis cutiile? Erau acolo, pe jos, dar cred că... What the fuck, canibal, du-te mă că am zis că ești tu să-mi bag. Oh, sunt mulți, trebuie să fugi. Trebuie să fugi. Vino pe mie. Am apucat să iau nimic. Să-mi bag picioare, decât katana am luat atâta. Nici n-aveai ce să iei, doar clot. Clot ăla e minunăție. Pe bune, adică e cam cel mai valoros item în momentul în care folosești cloth plus stick sau cloth plus topor și după aia le dai exact. Foc. Exact, păi avem vreo, cred că avem vreo 100 de cloth. Da, aici e cea mai bună chestie, plus că dacă să zicem că n-ai frânghie, îți folosești cloth și la frânghie. Deci din cloth exact. Poți să faci frânghie. E super valoros clothul. Dacă vă jucați și vă de forest, strângeți tot clothul disponibil. Și nu cred că există vreo limită la strâns cloth, cred că poți să ții cât cloth vrei tu. Eu aveam vreo, tu îmi spuneai că numai clot, eu mai aveam 39 de clot. Da, dar știi care e faza? Eu când mă băteam cu ei, tot timpul puneam clot, dar tu nu te-ai bătut atât de mult cât știu, au venit ei. Știu. Și eu l-am terminat, știi, tu l-ai păstrat. Știu. Dar acum mă bat și eu cu ei. Uite, sunt valize pe aici. Medicinale, plante medicinale. Să vrească să ne facem un camp prin zonă, pe aici. Eu sunt curios cum arată racheta aia de tenis și de unde o iei. Nu știu, cine știe de unde o iei? Că au băgat-o acum nou în patch. Da, habar n-am. Dă-i mă! Bine așa. Ne apropiem de baza lor, aici e baza lor. Baza mare? Da. Ce salvăm faci? Aici sau nu, ce? Nu, vin încoace. Adică știi care e faza? În principiu, noi oricum puteam să dăm load la joc, dacă închideam serverul, dar asta însemna să închid episodul, să o luăm de la capăt. Nu, asta e baza noastră de pe plajă. Ok, baza lor e acolo.
Tot înainte pe aici, nu încoace. Gata, te văd. Asta e baza noastră pe plajă. Dar să zic, dacă era să facem asta, trebuia să închidem episodul, să luăm de la capăt. Dacă muream din nou, ce facem? Luam de la capăt din nou? No. Da, trebuia să fim mai atenți. Dacă murim, murim. Asta e, până la urmă, face parte din joc. Și voi experimentați joc odată cu noi. Adică, vedeți ce se întâmplă odată cu noi. Totuși, am stat în Kyiv-ul ăla destul de mult. Adică, da, cred că au fost câteva episoade. Dar mie mi s-a părut mult mai interesant să mergem să explorăm, chiar dacă există riscul ăsta, bineînțeles, să mori, dar parcă mai degrabă explorez decât să stau tot timpul să construiesc, nu știu, mie mi se pare mult mai fun, mai există tensiunea aia, știi, că nu știi ce se întâmplă în următorul moment și tot așa. Avem aici cave-ul canibal, cave-ul, doamne, baza canibalilor. Rămas cu cave-ul blocat, a? A, e o bază mică, da, m-am arăcat. E o bază mică și mai departe puțin cred că e aia mare. Haza, n-aș pare că se face noapte. Vezi că e apă în față. Așa, și dacă e apă, ce să-i fac? De la baza mare o să putem să luăm de astea, cum îi zicem. Suc. Suc, dinamită, o grămadă de chestii folositoare. Bă, dar n-am lanternă. Păi nu mai ai, îți dai seama că nu mai ai. Nu, no, dar mă gândeam că aș fi făcut rost de la... De la nu știu, o valiză, într-un cave ai găsit asta. Problema e că valizele astea sunt goale pe aici. Aoleu, sunt canibale acolo, înapoi. Fuck. I-am și văzut. Îți dai seama că și în baza mare sunt, nu? Probabil, și având în vedere că e noapte, posibil să se fi dus la culcare oamenii și să-i trezim din somn. Da. Hai, vină pe mine. Sunt. Faza că e super beze și eu nu mai văd nimic acum. Și nu-mi dau seama în ce parte e. Bănuiesc că o fi ăla verde. Probabil. Dacă vin canibalii pe aici, cred că suntem morți. Îți dai seama. Aud chestii. Mhm. Unde ești? Pe aici, prin zona. Stai așa mai ușurel, că nu știu ce e în față. Așa, ușor. Cred că ai... A? Uite, uite-l. A, nu e căprioară. Fier ai tu. Ok, s-a mai făcut un pic de lumină și mai văd ceva, că a ieșit luna. Dar aici e baza aia mare, hai să luăm toporul. Repede. Toporul și vezi, ia dinamită și ia tot ce trebuie, da? Nu știu unde-i toporul, că nu... Aud. Holy fuck, sunt canibali. Dai seama că sunt. Toporul e în mijloc. Să vrească să ne batem cu ei până la urmă, pentru că stai când fac molotovuri. Că trebuie să luăm de aici o grămadă de suc și provizii. Că altfel nu putem să mergem în cave dacă nu avem provizii și tot ce trebuie. Lot. Tu ia ce trebuie, că eu mă duc să văd unde sunt ăștia. Mă băieți, mă, unde sunteți voi, mă? Mamă, dar cum s-au... Aoleu, sunt foarte mulți, dar foarte mulți. Am mers și noi seara în baza lor, bravo. Păi, n-ai, faza e că nici nu poți să salvezi și să transforme în Zika în single player. Că multiplayer e bugged. Da. Uite-l, uite-l, uite-l. E vină, mă. Vezi că-s mulți, nu-i doar unul. Știu, dar unul era pe aici. Să vii să-ți iei sucurile și astea. Sucurile sunt aici. Câteva din ele, oricum. Și dinamita era și ea pe aici pe undeva, trebuie să găsim cutie. Eram la o piatră. Tot așa sucuri aici, să vii după mine. Sucuri, da? Așa. Oricum nu poți să le car pe toate. Știu. Și am să văd unde e dinamita.
Uite aici e dinamita, vină încoace. E dinamita și mai sunt încă sucuri. Dacă mai vrei. Da, eu am full la sucuri, aș putea să beau unul și să mai iau unul. Și cred că asta e tot pe aici, am luat tot ce trebuie. Niște circuite, putem să luăm de aici ca să facem bombe. Și voi face o șmecherie rapid, rapid de tot. Shelters. Un mini shelter aici. Ai bețe? Îmi trebuie 4. Băți, două bețe, două bețe. Așa, salvează-ți aici. Salvează, hai salvăm? Da, dar mi s-a blocat un pic. Așa face puțin. Aștept să-mi și revină, dacă nu înseamnă că mi s-a blocat jocul. Gata. Așa face de obicei. Bun, vom încheia episodul ăsta aici. Mă voi uita pentru episodul următor. Exact la tutorial, să vedem exact unde se duce omul ăla care a ajuns în gaură prin cave-uri. Acum că avem provizii, după cum vedeți, avem și dinamita, avem și de-astea. O să luăm noi topoarele și asta off-camera și o să mergem în cave în episodul următor să vedem cum se intră în gaură aia până la urmă, da? Oricum, nu uitați, dacă vă place și vreți să mai facem episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa, pa.